Alerg, 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 alerg. Urmează-ți visul. Suntem aici cu Rashid și cu Alex Velea și vorbeam de Cristiano Ronaldo. Și da, cu noi doi. Când scoți o piesă nouă, mă interesează, că nu mai avem ce să parodiem. În această după amiază sper să termin un nou single. Așa. Se numește Defectul tău sunt eu. Și mai avem patru măsuri din strofandă și un bridge. Am înțeles. Și când vrei să dai drumul să... În 2-3 săptămâni o să dăm drumul direct cu clip. Și vii la noi, bănuiesc, să ne cânti Nike, nu? Evident, evident. După ce scoate Alex piesă nouă, scoatem și noi piesă nouă. Așteptăm piesa lui și vrem acum, avem binecuvântarea. Păi mă, să fac parodie la parodie? Da, hai să facem asta, ar fi foarte tare. Povestea în poveste. Oamenii sunt foarte ofticați pentru că angajatorii cer experiențe de la studenți. Mi se pare corect. Corect, de ce? A 11-a trebuie să o faci de 3-4 Tu ziceai că ai, cum ai zis, că ai intrat la facultate, nu? Cu 9.75 sau la... Da, da. 9.75, frate. 9.75. N-am intrat la facultate. La electromecanică. Da. Ingineria și protecția mediului în industrie. Pe Wikipedia să știi că scrie că încă faci facultatea aia. Exact, am de experiență, așa trebuie. Facultatea trebuie să faci 10-15 ani, nu e chiar așa simplu. Amigo, what you gonna do? O zi de cine îi place, ea spune că ești tu. Așa că ia-o tare și spune că o dorești. Spune că o vrei, vrei să o cucerești. Yo, loco, loco, macho, macho man. Se ține foarte bine, again and again. Un, dos, un, dos, tres, stai și fii pe fază. Ragața e tare, tare și te hipnotizează. Ola e macho man, ola, ola e sexy baby. Ola, ola e macho man, ola, ola e... Ce zice aici, frate? Când totul era bine, amândoi de mână ne plimbam. În nopțile târzii, sunt voi ne săruta. În ochi te priveam și spuneam: te iubesc, o să te părăsesc. Niciodată nu voi iubi o altă fată. Întoarce-te iubită, vreau să fim din nou ca altă dată. După banca să-i fac, trebuie să trage clara. Poți să-i imiți pe cineva? Sau nu, noi nu-l prea putem să imităm, știi? Okay. Da, hai să vedem acum ce... Păi pe cine? Pe cine vrei tu, zi-mi tu. Pe cine știi tu mai bine? O să zic că am venit în această dimineață, sunt toți copiii aici prezenți la Kiss FM. Yo. Asta e Uzi? Asta e DCN-ul care zic acum: ne mughi tot dacă dacă din nou. 7 zile stau, 7 nopți zbiau. Se întâmplă să-mi fie mai greu, nu renunț niciodată, cred în visul meu. Alex, zi-ne repede, câte flotări poți să faci în 30 de secunde? Câte? 50 în 30 de secunde? Da. Sigur? Da. Este sigur? Eu pot să mănânc 2 șaurme în 30 de secunde. Ei, nebunule, care ești nebun. Eu pot să vă arăt asta. Haide, arată-ne. Hai, arată-ne. Deci e o chestie în premieră pe radio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am uitat să număr. 22, 23, 24. Cântă-ne ceva! Bum, șacala, te câte sunt? Mai un pic, încă 10, hai! Ok. Bun, incredibil! Cred că ai depășit de mult. N-a mai numărat nimeni. Incredibil, bravo! Gata, hai că se face fixul meu. La revedere de la voi, dar bun. Și de la Olix. V-am pupat! Da, mersi frumos! Bun, băieții au fost aici azi, au cântat Alerg, au făcut freestyle, au băia, e de toate, au făcut, au dat bani, au făcut... Am făcut sport, suntem în formă! Deci Alex Velea poate să facă 100 de flotări într-un minut. M-a făcut la mine la clip chestia asta. 150 într-un 90 de secunde. Ce mănânci, măi, omule? Tu știi câți oameni din țară se întreabă asta? Ce mănânci? Jăratec! Dar mă simt bogat. Yeah. Mulțumim.